să auzim ce spune Apostolul Pavel. Auziți. De aceea, fiindcă avem o slujbă, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după gloria pe care am căpătat-o noi, nu cădem de oboseală, Doamne ajută. Ca unii care au lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse. Nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei Lui Dumnezeu pe fața Lui Iisus Hristos. Amin. Opa, locule.